Sublinierei au început să voteze în cadrul alegerilor prezidențiale. Vladimir Putin candidează pentru al patrulea mandat. Sublinierei au început să voteze sâmbătă seara în Extremul Orient, în cadrul unui scrutin în care Vladimir Putin este sigur că va obține al patrulea mandat la Kremlin, scrie The Associated Press, potrivit News. Secțiile de votare s-au deschis duminic, la ora locală 800, sâmbătă 2200, ora României, în regiunile Ciucotca sublinierei Kamchiatka sublinierei se vor închide duminic la ora locală 2000, ora României, în enclava Kaliningrad. În contextul în care Putin este sigur că va obține o victorie, autoritățile depun eforturi să scoată lumea la vot, pentru a-i o legitimitate mai mare. Unii muncitori ruși sublinierei au denuncat presiuni intense la care sunt supuși sublinierei de angajatori să demonstreze ce au votat. Evgenie Roizman, primarul din Ekaterinburg, al patrulea cel mai important oraș subliniere rus, a declarat că oficialii locali sublinierei angajați ai statului au primit ordine de sus să se asigure ce prezenta la urne este de peste 60. Folosesc totul, subliniere poli, geredinice, spitale, veteria pentru prezenta. La vot, este fără precedent, a declarat Roizman, unul dintre extrem de puținii reprezentanți ai opoziției în funcții alese importante. O doctoric de la un spital din Ekaterinburg a prezentat acum tip de presiune de aie, sublinierei la vot. Doctorica, care s-a prezentat drept Ekaterina, de teama unor repercusiuni, a declarat că atâția sublinierei colegii ei au fost îndemnați să completeze formulare care cer detalii nu doar cu privire la locul unde sublinierei exprim opțiunea, cât sublinierei numele sublinierei datele a doi aliaci pe care i-au convins să voteze. Ai ce să comentezi, a declarat ea sâmbătă, într-o cafenea. Oamenii s-au indignat la început, au spus ei ne încalc drepturile, dar ce poți să faci? Ekaterina a spus ce nu subliniere pie ce va face cu buletinul de vot subliniere i ce se gânde subliniere pe ce ar putea scrie pe el Putin este un cretin. Ea crede că dacă nu se va prezenta la urnă îi este în pericol locul de muncă, iar sublinierea ei, pe care îl place, va e subliniere într-o lumină proastă. Ea subliniază ce nu s-ar duce să voteze dacă nu ar fi obligat. Ce rost are, timp deja rezultatul. Este doar un circ, a declarat ea.